Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună cea mai simplă și mai economică prăjitură de casă. Pandișani cu fructe, astăzi cu prune. Avem nevoie de următoarele ingrediente. 10-12 prune mari, 8 albușuri, 8 gălbeniușuri, 200 de grame de făină, 250 de grame de zahăr, 100 de ml de ulei, o linguriță cu extract de vanilie, o mână cu nuci tăiate mare, o lingură cu zahăr brun, o linguriță cu scorțișoară și sare. Mai întâi încălzim cuptorul. Dacă nu o pregătiți cu prune, prăjitura cu fructe poate fi făcută de la vișine și caise până la mere, pere sau struguri. Scoatem sâmburele prunelor și, dacă sunt mari, le tăiem în sferturi. În cazul pandișpanului cu alte fructe mari, gen piersici, le tăiem în felii sau în cubulețe. Eu am avut cam 700 de grame de prune cântărite după ce le-am curățat. Peste gălbenușuri punem un sfert de linguriță cu sare și le amestecăm bine până când își schimbă culoarea, devin ușor portocalii și se îngroașă. Punem albușurile într-un castron mare, curat și degresat. Adăugăm un sfert de linguriță cu sare și le batem spumă. Fiind un pandișpan fără praf de copt, va crește doar dacă incorporăm mult aer în albușuri. Adăugăm treptat zahărul și mixăm până când avem o spumă tare, densă și lucioasă. Spuma de albușuri și zahăr este cea care va susține fructele și va transforma prăjitura într-un pandișpan cu post. Batem până când albușurile nu mai cad de pe paletele mixe. Turnăm ușor gălbenușurile, punem extractul de vanilie, cernem făina, adăugăm uleiul și amestecăm ușor cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția până la încorporarea completă. Aluatul trebuie să fie gros și cremos. Turnăm compoziția pentru pandișpan într-o tavă cu dimensiunile de 38 x 25 de cm, în care am aranjat hârtie pentru copt. Nivelăm ușor deasupra. Distribuim peste prăjitură prunele cu coaja în sus. Din loc în loc punem nuca, presărăm zahărul brun și scorțișoara măcinată și punem pandișpanul cu fructe în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 40 de minute, până când este rumenit și trece testul scobitor. În primele 20 de minute nu deschidem ușa cuptorului. Îl scoatem imediat din tava fierbinte, îl așezăm pe un grătar de bucătărie, cu tot cu hârtia de copt și îl lăsăm să se răcorească. Presărăm deasupra zahăr pudră și feliem. Este pufos și aromat, fie simplu, fie cu o cupă de înghețată sau cu un morț de frișcă. Poate fi păstrat 2 zile în cutii închise ermetic. Aceasta este recomandarea mea pentru pandișpan cu prune. Sper să vă fie de folos, să-l încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Dacă aveți întrebări, dacă vă interesează o anumită rețetă, dacă aveți sfaturi pentru mine, lăsați-le într-un comentariu și vă răspund cu mare drag. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea. Vă aștept pe Facebook cu rețeta zilei. Spor la bucătărit!